Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Domz aka Legions România și, după cum știți, de la săptămână la săptămână am să vă arăt ce au mai postat cei de la Epic Games gratis. Bun, dar să nu uităm, mă scuzați, n-am putut să pun ieri pe 30, am să pun videoclipul astăzi. Nu este nicio problemă. Bun, și după cum bine știți, cei de la Epic Games au pus un joc de ieri până pe 7 mai. De fapt, au pus două jocuri, de obicei pun câte două, dar nu știu de ce când e sfârșit de săptămână, cred că pun câte unul, ceva de gen, nu știu. Oricum, dar cei de la Epic Games au postat de ieri, de pe 30 aprilie până pe 7 mai, două jocuri și anume Amnesia The Dark Descent și Crashlands. Acum am să dau pe fiecare în parte, o să vă apară o chestie micuță aici, stați un pic, da, continuăm că avem 18 ani, nu știu despre ce este jocul și ce legătură are. Hai să ne uităm doar prin poze, așa un pic. Așa, da, deci are vreo două poze și un videoclip mititel. Da, nu știu ce să zic exact despre joc, oricum jocul ce este vreo 16 euro, dar puteți să-l luați gratis. Știți varianta simplă pe aplicație, dacă nu o să vă arăt și pe aceasta online, că mi se pare că v-am și arătat-o, dar na. Owners of Crashland Gazelle Last of Level Head from 30 aprilie to 14 mai, check it out. Am înțeles, de jocul este free, dar este o chestie care o dă și ownerul de la Crashlands, 10% off level head. Zic că dă 10% reducere. Chestia cu level head, cine știe jocul și l-a jucat, ok. Așa, de ieri, de pe 30 aprilie până pe 14 mai. Acum, care este, cum este chestia, nu știu cine l-a jucat și știe sau îl are jocul, partea a doua. Eu nu l-am jucat, nici nu l-am, deci de ce să vă mint. Așa, deci cam așa arată jocul, nu? Bun. Păi ce să mai... Deci asta este, ok. Ce-i drept, am să-l iau și eu, pentru că pe ăsta Crashlands nu cred că o să-l iau, dar o să-l iau pe acesta, Amnesia The Dark Descent, cu toate că nu e posibil să-l joc, dar în fine. Bun, deci dați acolo, intrați acolo la free to play sau gen, ceva de gen, nu mai știu exact. Get. Așteptăm. Ok, ce caut. Ok, și aici, place order, vedeți că el este 15 și e 000. I agree. Thank you. O să ne trimite și un email. The Open Epic Game Launcher sau Download Epic Game Launcher. Thank you for buying Amnesia The Dark Descent. Nu o să intru nici colo, nici colo pentru că am aplicația, dar nu am încărcat, nu am descărcat, nu am făcut download la ea. Dacă vreți, mai vine legătură cu jocuri noi. Level Head. Ăsta este jocul. De-aia zice că ownerul de la Crashlands face reducere 10% la asta. Deci, din loc de 16,79, plătești, cred că, vreun 15, ceva de gen. În fine. Ăsta este jocul Level Head. Dreadnoughtical. Un nou joc. SnowRunner. Este gen ca și Spin Tires, dacă-l știți. Predator Hunting Grounds, deci trebuie să vânezi extraterestru, Industries of Titan, industria de titan. Ok, deci nu știu, cam asta este jocul sau ce mai este. Sper că v-a plăcut videoclipul, nu uitați dați un like, share, subscribe și noi ne auzim pe data viitoare cu un nou videoclip, cam de pe 7 mai, cred, sau ceva mai devreme, nu știu. Sper să fie ok. Sper că v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, share, subscribe, apăsați clopoțelul ca să primești o notificare ceva și noi ne auzim pe data viitoare. Bye!